Instanțele de judecată trebuie să se apuce serios de lucru. Este una dintre concluziile la care s-a ajuns astăzi în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate. În încheierea acesteia, președinta Maia Sandu a declarat că s-a discutat subiectul corupției în justiție, dosarele de rezonanță care nu mai ajung la final, dar și despre necesitatea aplicării unor pedepse mai dure pentru cei care lansează alerte false cu bombă. Deocamdată, instituțiile responsabile sunt în căutarea soluțiilor, iar în unele cazuri va fi nevoie de modificare legislației. Am discutat despre subiectul finalității și, în general, a unui tipar pe care îl vedem când apar mai întâi zvonuri despre faptul că cineva va fi anchetat, arestat, după care urmează procese televizate cu arestare, după care urmează arest la domiciliu și după aia urmează etapa lungă care nu mai duce la o finalitate. Maia Sandu susține că cele mai multe întrebări sunt față de sistemul judecătoresc după ce procurorul general interimar a prezentat mai multe dosare de corupție care au fost transmise în judecată și care s-au blocat acolo. În acest context, președinta a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să vină cu o soluție până la sfârșitul lunii septembrie. Totodată se planifică elaborarea unui mecanism mai strict de responsabilizare în ceea ce privește scurgerea de informații din dosarele de rezonanță. Am discutat de asemenea despre nevoia de a introduce modificări legislative pentru eliminarea oportunităților de abuz de drept. Cunoaștem foarte multe cazuri când avocații apărării în mod deliberat tergiversează dosarele, folosind tot felul de posibilități pe care legislația actuală le permite. Potrivit Maiei Sandu, la ședința de azi a Consiliului Suprem de Securitate, reprezentanții Procuraturii Generale au declarat că la această oră sunt puse sub sechestru în jur de 7 miliarde de lei. Este vorba de sume de bani care nu au fost confiscați până acum, tot din cauza instanțelor de judecată, susține președinta. Un alt subiect important de pe agenda de azi a ședinței CSS a fost legat de alertele false cu bombă sau mai exact năsprirea pedepselor. Vedem aici și motivația penalilor de a tergiversa procesele de judecată, pentru că dacă e să analizăm numărul instituțiilor vizate de aceste alerte cu bombă, cele mai multe au vizat instanțele de judecată și au ca scop tergiversarea sau amânarea ședințelor de judecată. În prezent, cei care lansează alertele false cu bombă riscă până la 6 ani de pușcărie pentru act terorist. Ministra de Interne, Ala Revencu, a declarat anterior că statul cheltuiește câte cel puțin 2000 de lei la fiecare intervenție de acest fel. Totuși, costurile diferă în funcție de locația care se presupune că ar fi minată. În prima jumătate a acestui an au fost înregistrate peste 250 de alerte false cu bombă.